Bine ați venit la știrile de sabat! Sunt Mădălina Manea și vă invit să le descoperim împreună. Vineri 30 octombrie s-a reluat programul Explorând Biblia. Aici, exploratorii studiază convingerile biblice fundamentale. Materialele concepute de instructorii Andreea Strâmbu Dima, Teofil Brașov și Ciprian Călugăru, împreună cu ghid asistenții Explo, sunt prezentate în cadrul întâlnirilor online la care participă între 20 și 40 de exploratori. Inițiat la începutul lunii aprilie, programul Explorând Biblia a fost creat de Clubul Explo Excelsis din Ploiești și zona Prahovei. Duminică 1 noiembrie, la Livada, în județul Buzău, a avut loc premierea licuricilor participanți la proiectul Lecturici 2020 și deschiderea anului pentru licuricii din zona Buzău. Aproximativ 30 de copii și părinți au participat la întâlnirea desfășurată în mijlocul naturii, bucurându-se de vremea frumoasă și de activitățile pregătite pentru ei. Ministrul Educației din Republica Dominicană, împreună cu oficialii guvernamentali, au vizitat Universitatea Adventistă din țară ca semn de recunoaștere a contribuției ei la formarea profesională a mii de cetățeni dominicani. Acesta i-a încurajat pe liderii universității care oferă deja mai multe programe de licență și masterat să creeze și programe de doctorat, asigurându-i de susținerea Ministerului Educației în acest demers. Respectând restricțiile impuse de autoritățile din țară pentru limitarea răspândirii COVID-19, echipa Maranata Zambia este una dintre cele mai productive. De la începutul anului, aceasta a înălțat 52 de biserici prefabricate și a organizat săparea a aproape 200 de puțuri. Bisericile și puțurile schimbă viețile a numeroși oameni din mediul rural, iar asigurarea surselor de apă este apreciată atât de reprezentanții administrațiilor locale, cât și de oficialii guvernamentali, a declarat președintele Bisericii Adventiste din nordul țării. În contextul creșterii numărului de cazuri de infectări cu coronavirus, Conferința Muntenia reiterează apelul la respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenție în cadrul adunărilor publice de închinare. Acestea au fost știrile de săptămâna aceasta. Până data viitoare, la revedere!